Bună! Astăzi vă voi arăta cum am îndepărtat aceste unghii de plastic și cum am construit unghiile mele în roz folosind polygel și tips pentru prima oară. Haideți să începem! Cred că este cazul să îndepărtăm aceste unghii de plastic. Le am de aproape 2 săptămâni, au rezistat foarte, foarte bine, iar astăzi eu am frământat aluat de pizza. Din greșeală am pierdut o unghie și cred că acum sunt foarte neigienice, am încercat din greu să le curăț, însă nu am reușit. Așa că este cazul să le spunem la revedere. Cu acest instrument pentru tăierea unghiilor false mă voi asigura că o să tai aceste tipsuri având grijă să nu-mi ating unghia naturală pentru că vreau să o salvez. Apoi o să mă folosesc de niște cotonete albe pe care le-am împărțit în jumătate. Pe acestea le vom înfășura în jurul unghiilor împreună cu aceste agrafe pentru unghii, clame, nu știu cum să le spun, care ne vor ajuta să ținem cotoneta în loc și bineînțeles că vom înmuia cotoneta în acetonă. Eu o am pe cea de la Mylin, dar am pus-o în acest recipient de la Farmec pentru că îmi place pompița. După ce am înmuiat cotoneta în acetonă, o înfășur în jurul unghiei și securizez totul cu această clămuță. Eu le-am cumpărat de pe Shein, au fost foarte ieftine și sunt super utile. Dacă vă interesează un haul să vedeți ce am cumpărat de pe Shein, aveți linkul în bara de descriere. Ok, acum că procesul este făcut și clamele sunt pe toate unghiile, așteptăm în jur de 10 minute pentru ca acestea să se înmoaie. După care dăm totul jos și o să vedem că unghiile noastre de plastic s-au topit deja pentru că acetona pe care am folosit-o este foarte puternică. Deși unghiile mele de plastic s-au topit, acestea nu au un aspect prea plăcut, așa că vom avea ceva de lucru. Mă voi folosi de acest instrument care mă va ajuta să înlătur ce a mai rămas din unghiile topite și da, nu este ceva foarte plăcut, dar vă promit că nu doare și că unghia mea nu este sfărâmată sau prea deranjată. Am pilit tot ce a mai rămas și la final acestea sunt unghiile mele naturale după ce am purtat unghii de plastic lipite pe deasupra. Pentru îndepărtarea cuticulelor voi folosi acest produs de la Sally Hansen împreună cu cleștele meu și spatula pentru înlăturarea acestora. Îmi place super mult produsul de la Sally Hansen pentru că înmoaie cuticula și este mult mai ușor de înlăturat, așa că voi aplica produs și voi aștepta 10 minute pentru ca acestea să se înmoaie. După ce au trecut cele 10 minute, cu ajutorul spatulei voi împinge în jos cuticula și voi înlătura tot ce a mai rămas. Oh my god, tocmai ce am observat că a rămas aluat de pizza pe inelul de logodnă, îmi cer mire scuze, dar ei bine, cam așa arată viața de femeie logodită. Ok, bine, trecem mai departe. După ce am curățat unghiile, cam așa arată totul și acestea sunt unghiile mele naturale pe care bineînțeles că le voi pili. Cu siguranță mi-ar fi trebuit o pilă mai bună, dar să spunem că și aceasta o să ne ajute și o să-și îndeplinească jobul. Așa că da, pilesc unghia naturală și deasupra și pe margine și vreau să precizez că deși unghiile mele au trecut printre atâtea, au rămas destul de puternice și ok. Bun, trecând la următorul pas, este momentul să vă arăt tipsurile pe care le voi folosi. Eu le-am cumpărat de pe Amazon, este de la un brand ce se numește Iluva și m-au costat în jur de 5 lire. Cred că am cumpărat în jur de 250 de tipsuri. Da, nu știu ce să zic despre ele, este prima oară în viața mea când folosesc tipsuri pentru unghii și cam așa arată. Au venit în pungulițe mici, pe numere, bineînțeles că
sub diferite forme, iar împreună cu lipiciul meu, The Holy Grail, trebuie să vă procurați acest lipici, mă voi asigura că aleg tipsurile să se potrivească perfect pe unghia naturală, iar apoi le voi lipi. Vreau să mai menționez că eu nu încerc să fac pe experta, pentru că nu am nicio experiență în acest domeniu, doar că îmi place să învăț lucruri noi și să le împart cu voi, așa că dacă fac vreo greșeală, vă rog să mă scuzați sau să-mi scrieți în comentarii cum ar trebui să fac totul ca să fie mai bine. Am urmărit o grămadă de tutoriale legate de unghii pe YouTube și poate pe viitor voi reuși să fac și un curs în acest domeniu. Dar până atunci voi continua să împart experiențele mele aici pe YouTube și sper să vă placă acest gen de videoclipuri. Gata, am lipit tipsurile și vreau să spun că mă simt foarte ciudat cu ele, fiind atât de lungi, nu cred că aș putea să le port așa lungi. Deci da, le vom tăia și le vom scurta, după care le vom pili sub forma dorită. Eu încerc să creez așa o formă de unghii mai rotunde, sper să-mi iasă. Momentan nu am cele mai bune pile din lume, așa că m-am zbătut aici puțin creând și pilind unghia, dar la final cred că au ieșit destul de ok. Pot să spun că nu au ieșit perfecte, pentru că m-am străduit din răsputeri și credeți-mă că acest proces a durat, frate, 4 ore să-mi fac unghiile la o mână, fiind prima oară când încerc polygel, a fost un fai de viața mea, am crezut că nu mai termin. Bun, după care mi le voi dezinfecta și pregăti cu gel Lux Prep and White, iar acum momentul divin, pregătirea polygelului. Acestea le-am cumpărat tot de pe Amazon, este de la un brand ce se numește Renmol și a venit în cantitate de 6 tuburi, toate fiind culori și culori diferite. Am transparent, am polygel așa mai roz, mai pe culoare naturală, am acest mov pe care încă, mov spre roz pe care încă nu l-am desfăcut, iar apoi am acest roz foarte, foarte natural și câteva tuburi, 3 dintre tuburi sunt cu sclipici. Iar apoi mă voi ajuta de această spatulă și pensulă pentru a modela polygelul. Începem prin a ne pregăti unghia naturală cu acest gel primer pe care l-am de foarte mult timp. Nu este necesar, însă mie îmi place să fac acest pas. Aștept 30 de secunde pentru ca primerul să se usuce, după care voi aplica gel base coat. Și da, căpăcelul a ajuns în gurița lui Mili, așa că vă rog să mi-l scuzați. Aplicăm base coat, după care voi trata unghia în lampă pentru 60 de secunde. Nu știu de ce, dar camera mea a decis să fie foarte luminoasă astăzi, sper să vedeți rezultatul. Ok, să începem cu aplicarea polygelului. Pentru că am vizionat atât de multe tutoriale pe YouTube, voi aplica un prim strat de polygel și acesta este o culoare roz naturală, dar puțin mai transparent, așa că voi lua o bobiță foarte mică de polygel, după care o voi aplica direct pe unghie, iar apoi cu pensula înmuiată în soluție, cred că am folosit soluția greșită, deoarece eu am folosit soluția de la Prep and Prime și cred că acesta a avut o reacție, mi-a făcut polygelul să se înmoaie, nu știu. Oricum, ceva a fost în neregulă pentru că, da, vina mea, trebuia să cumpăr soluția de alunecare recomandată și nu să folosesc ce cred eu că e bine. Dar am reușit să modelez polygelul direct pe unghie, iar când am ajuns la capăt, m-am asigurat că excesul de polygel îl îndepărtez și îl pun înapoi în tub și
Mi-ar fi plăcut ca unghia să fie cu mult mai subțire, dar după ce am tratat primul strat de polygel, am decis să mai aplic încă un strat de polygel roz. Nu știu de ce am făcut acest pas, m-am uitat la prea multe tutoriale și cred că am ajuns la concluzia că cel mai bine este să aplici o cantitate foarte mică de polygel și să lucrezi așa cu ea, pentru că, da, fiind prima oară nu cred că a ieșit ce trebuie, dar în fine, am decis să aplic și al treilea strat. Pentru că așa am văzut în tutoriale și m-am gândit să aplic un strat cu sclipici de data aceasta și l-am aplicat doar de la jumătate în sus, după care am tratat totul în lampă pentru 60 de secunde. Să știți că am și pilit unghia pe care am aplicat polygelul pentru că era foarte bumpy așa și denivelată și na, am reușit până la momentul să fac ceva. Am continuat la fel, dar de data aceasta am aplicat un singur strat de polygel, iar pe una dintre unghii am aplicat doar un strat de polygel cu sclipici și atât. Pe celelalte la fel, un singur strat, nu am aplicat trei straturi și au ieșit cât de cât, n-au ieșit cele mai perfecte, dar na, îs ok pentru prima oară. Iar apoi am aplicat pe deasupra un top coat ce nu necesită așa wipe cu soluție specială, după care am aplicat și un sticker din ăsta, este așa ca o floare și la final parcă mi-a plăcut ce a ieșit, nu a ieșit chiar cele mai perfecte, dar au ieșit. Sincer, îmi place rezultatul, dar cred că ar fi trebuit să am o pilă mult mai bună și să lucrez mult mai mult la forma acestora, însă din greșele am învățat și știu ce va trebui să fac data viitoare. E bine, la cealaltă mână, din nu știu ce motiv, mi-au ieșit mult mai scurte și parcă mult mai ok. Nu știu, din punctul meu de vedere, cred că atunci când lucrez cu polygel, repetarea este mama învățăturii, pentru că, bineînțeles, nu o să iasă perfect din prima și ai foarte mult de lucru și foarte mult de exersat și cred că în timp ajungi să te perfecționezi și să înveți tehnica. Și da, cam așa au ieșit unghiile, credeți-mă că am stat mai mult de 4 ore să le fac și mi-ar plăcea tare, tare mult să dați un like și un subscribe dacă v-a plăcut și să comentați la acest videoclip și să-mi spuneți cum ar trebui să le fac mai bine. Da, vă pup, vă iubesc și ne vedem data viitoare la un nou clip. Aveți grijă de voi și sper să vă placă unghiile mele cu polygel și tips pentru prima oară. Pa, pa!